Salut! Astăzi am achiziționat dintr-un centru comercial încă un pomișor. Și acesta a fost ambalat, cu rădăcina ambalată. Este de la o pepinieră din România. De ce îl prezint eu în atenția voastră? Îi fac această prezentare pentru că nici eu nu sunt foarte sigur de viabilitatea lui. Prețul a fost foarte mic, un preț derizoriu, de 5 lei, redus de la 10 lei, așa cum se vede și în imagini. Lungimea, înălțimea vărgii a tulpinii în momentul achiziționării a fost de 1,50 m. Dar când am ajuns cu el acasă, l-am tăiat și am lăsat doar 40 de centimetri de la punctul de inserție, de la punctul de altoire. Este suficient, mai ales în situația aceasta în care pomul a stat mult timp fără apă. În această pungă, în acest ambalaj cu care a venit din pepinieră. Pentru a-i spori șansele de supraviețuire și implicit de prindere în sol, l-am pus într-un vas cu apă. Bineînțeles, înainte de a-l pune în acest vas cu apă, am tăiat rădăcinile, le-am fasonat. În felul acesta am verificat culoarea lor. Dacă culoarea lor este albă, este semn că rădăcinile sunt încă viabile, așa cum se vede și în acest caz. Fiind viabile, sunt șanse ca pomul nostru să supraviețuiască, să se prindă în sol. Dar pentru aceasta este nevoie să-l hidratez. Dacă hidratarea, în cazul pomilor obișnuiți, o făceam la una, maxim două ore, în acest caz, hidratarea am să o fac într-un interval de 24 de ore. Am să-l las în acest vas cu apă până mâine dimineață, când mă voi duce și îl voi planta în grădină. Deci, aceasta este recomandarea mea. În situația în care aveți pomișori pe care îi achiziționați printr-o formă sau alta de la un centru comercial sau de la marginea drumului și nu sunteți siguri de viabilitatea lui, trebuie să urmați două recomandări. În primul rând, tăierea vergii la 40 de centimetri, iar culoarea trebuie să fie albă, nicio altă culoare nu este semn bun. Tunderea rădăcinilor, așa cum ați văzut, fasonarea lor și din nou în secțiune rădăcina trebuie să fie albă și hidratarea îndelungată de minim 24 de ore, pentru ca în acest interval pomișorul să-și extragă apa necesară înainte de plantare. Atât pentru astăzi. Dacă materialul vi s-a părut interesant, dați un like și rămâneți alături de mine. Multă sănătate și succes în grădinărit!